pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare 30 de minute în fiecare zi. Să vedem cine urmează sfatul mesajului de interes public. Bună seara, eu sunt Florina Drăgulin și astăzi seară discutăm despre sport, sănătate și, de ce nu, frumusețe. Alături de mine în platou în această seară, Corina Ciocâltan-Falan, expresia frumuseții, a sportului, aici la Giurgiu. Cine nu o cunoaște pe Corina? Bună seara, Corina! Bună seara și mulțumesc mult pentru invitație, mă simt onorată. Și eu îți mulțumesc pentru că ești în platou, fiindcă n-am exagerat când am spus că ești expresia sportului, a frumuseții, a unei vieți active, așa cum ar trebui să avem fiecare dintre noi. Acum îmi vine în minte o glumă, și eu am abonament de 6 luni la sală și nu se observă nimic. Trebuie să merg să văd ce se întâmplă, să vin până la sală. Da, vedem pe ecrane, vedem îndemnul către sport, către sport, către sport. Dar haide, înainte să trecem la subiect, vreau să vorbim puțin despre activitatea ta, despre ce faci tu. Acum, cine nu te cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare? O femeie când intră într-o transformare și vrea să fie mai frumoasă, să ducă un stil de viață sănătos, te poate privi, te poate căuta, da? Și atunci, dacă îți urmează îndemnurile de la program sportiv până la nutriție, pentru că trebuie să vă spun că invitata mea din această seară se ocupă mai nou și de nutriție. Vreau să ne spui, deci, profesor de sport, da, antrenor de fitness și... Și tehnician nutriționist, de un an. De un an. Da. Pentru că lucrurile merg mână în mână, am zis că trebuie musai să fac și acest curs de tehnician nutriționist și să dau niște informații oamenilor, nu așa culese de pe net sau de pe undeva, ci de la specialiști. Am absolvit cursul de tehnician nutriționist al unei școli de fitness foarte cunoscute din București și astfel am încercat să îmbin partea de alimentație sănătoasă, de stil de viață sănătos, care era o prelungire a părții de sport, de mișcare. Clar, ele merg mână în mână, niciodată una fără cealaltă. Eu stau mărturie, am văzut persoane care au urmat, nu este niciun fel de publicitate, discutăm sincer și la obiect. Am văzut persoane care au urmat program de nutriție deloc drastic, pentru că trebuie să le spunem oamenilor că poți slăbi sau îți poți schimba stilul alimentar fără să renunți la ceea ce îți place. Eu sunt gurmandă și mie îmi place să mănânc bunătăți și atunci ai văzut că ți-am spus, dar ascultându-ți sfaturile m-am convins. Acum, cu schimbarea completă a stilului e mai greu, că na, de la o vârstă, dar am văzut că prinde la cei mai mici care se alimentează haotic și noi greșim aici și pornind de la mesajul ăsta, pentru o viață sănătoasă faceți mișcare 30 de minute în fiecare zi, cine naiba mai are timp să facă mișcare? Păi, 30 de minute. Eu zic că ar trebui fiecare dintre noi să-și aloce acea oră, cum o spunem noi la sală, acea oră de mișcare. Pentru în fiecare zi? Nu chiar în fiecare zi. Acum depinde de obiectivele fiecăruia. Dacă kilogramele sunt mai multe, clar că trebuie să ajungem de 3-4 ori pe săptămână la sală. Și aici nu vorbim doar de un program de slăbire. Nu, nu, nu. Eu, pe mine mă amuză tare sintagma asta cu 30 de minute, cu mișcare, cu nu știu ce, pentru că eu am în momentul foarte mult că nu am Adidas roz, că nu am tricou nu știu ce, tot felul de, deși familia mea practică antrenamente. E activă, și, da. Eu spun, nu am timp. Ba da, aș avea timp să fac și sport, dar nu știu unde e motivația, deși în copilărie și tinerețe am făcut sport, chiar de performanță. Dar
unde găsim motivația? Și acum mă refer la segmentul ăsta al adulților sau tinerilor, na. Că am văzut că la școală orele de educație fizică, nu știu, parcă nici nu mai sunt obligatorii. Cred că, ca și la copiii mici, puterea exemplului este cea mai importantă. Acolo, dacă vezi un... Eu așa am pornit. Am văzut pe cineva care la 40 și arăta cumva și am zis, eu trebuie să ajung așa. Și... Dacă îți fixezi un obiectiv, clar că te duci cu toată energia ta către îndeplinirea acelui obiectiv. Ăsta a fost obiectivul meu. Sportul, recunosc, pentru mine a fost un refugiu și un venit suplimentar la momentul respectiv. Când am început eu în 2007, era o mare noutate asta în Giurgiu, să faci aerobic în 2007. Da, era ceva la începuturilor. Da, și era o fiță și era o... Da, când de fapt... Da. Este o necesitate. Da. De atunci încoace au apărut mai multe săli, s-au schimbat trendurile în sport, se aduce tot timpul ceva nou, tot timpul ceva care să motiveze, pentru că și la noi în sport, dacă ajungi la un nivel de plafonare, clar îți trebuie o motivație suplimentară. Motivația asta, nu știu, vine din mai multe unghiuri. Vine de la medic. Medicul îndrumă către. Nu știu câți fac lucrul ăsta, dar ar trebui să-l facă mult mai des, cu siguranță, pentru că atât fizic cât și psihic noi avem nevoie de această mișcare. Nu știu dacă minimul ăla de 30, dar vă spun clar că media persoanelor care vin la sală este de peste 30. Nu știu dacă din păcate sau din fericire. Din fericire, pentru că mă încadrez și eu în media de peste 30. Din fericire am și doamne de 60 și care vin și practică de ceva ani. Am văzut că te întrerup, Corina, am văzut la sală, doamnelor și domnilor, nu o să spunem denumirea sălii, să nu interpretăm ca pe publicitate, am văzut graviduțe. Da. Da, graviduțe, le-am văzut apoi cu bebelușul în cărucior și mămica își tonifia abdomenul. Da, uite, noi când spunem sală ne gândim la un program de slăbire. Acum, nu toți oamenii au nevoie de asta sau cred că tonifierea, și ne gândim din instinct până ajungem la doctor, așa cum ai spus tu, ne gândim la frumusețe. Na, cum să fim, cum să arătăm mai bine. Dar de fapt, sportul înseamnă sănătate. Exact. Sportul înseamnă sănătate, începând de la o vârstă fragedă până la cea mai înaintată vârstă, pentru că omul trebuie să fie într-adevăr o ființă activă. Cu cât este ființa activă, da, biopsihosocială, da, rămasă într-un mediu activ. De asta sportul în cadrul claselor prinde foarte bine, pentru că energia aia plus energia instructorului te duce să ai o oră numai, doar orice, ce fel de clase? Clasele pe parte de cardio, de aerobic, Kangu, clasele de body pump, da, pentru tonifiere, de bands fit pentru tonifiere. Sunt tot felul de clase pentru toată lumea, începând de la cei care vor să slăbească, la cei care vor să aibă o oră doar pentru ei de recreere, la oamenii care vin să se tonifieze, așa cum ziceai tu, să rămână activi și pur și simplu să se simtă mai bine în pielea lor. Asta e obiectivul. Râd pentru că eu te-am văzut pe tine la stadion, deci am văzut-o pe Corina la stadion, dând 20 de ture, râzând, adică râzând, nu în rictus. Ce înseamnă pentru mentalul nostru mișcarea? Mișcarea și nu efortul fizic, pentru că un sport, da, comportă și efort, nu doar să ne mișcăm. Da, ne mișcăm prin casă, dăm cu aspiratorul, mergem la piață. Nu, ăsta nu e sport. Ca să zic așa, sportul de atâția ani face parte din mine, deci este o obișnuință creată în timp și nu o mai percep ca pe ceva chinuitor, doar dacă mi-aș împinge antrenamentele într-un oareșce unghi. Dar asta am și încercat pentru fetele care vin de atâția ani să încerc din
toate puterile mele să le conving să rămână la sală și să fiu un exemplu. Un exemplu și pentru cele mici. Am încercat și pe cele de la liceu să le atragem către sală, dar și pentru doamnele mai în vârstă, să creăm clasa de pilates, de yoga, care să le motiveze și pe dânsele să vină alături de noi. Și uite că se mențin. De-a lungul anilor chiar s-au păstrat aceste doamne și arată foarte bine și sunt foarte invidiate, ca să zic așa, numai că ele chiar se simt bine în pielea lor. Că despre asta e vorba. Sunt și sănătoase, fac și puțină mișcare, ține musculatura într-un anumit tonus și atunci vezi beneficiile. De ce nu ai fi motivat dacă vezi beneficiile? O motivație esențială. Așa este, și aș porni discuția noastră sau motivația principală ar trebui să fie sportul înseamnă sănătate. Și aici putem să dezvoltăm două zile și un medic ar putea să ne spună ce înseamnă sportul pentru organism, pentru tonusul psihic, mai ales pentru că beneficiile sunt multiple. Să vedem cu motivația aia. Unde ne găsim motivația? Nu vorbim despre medic. Acolo, da, orice medic îți spune să faci mișcare. Da? Sunt cazurile morbide, ca să spun așa, de oameni care nu au altă șansă și merg așa mână în mână, cum ai spus tu, nutriția și sport și, bine, programe foarte complexe, dar nutriția este iarăși un segment foarte, foarte important. Aici gândindu-ne la, pentru că dau rezultate pe termen scurt sau pe termen lung, spectaculoase pe termen scurt cu o nutriție inadecvată, pe termen lung cu o nutriție adecvată în pas cu mișcarea. Cum? Păi asta spuneam la început, că ele merg clar mână în mână. Nu recomandăm însă marele trend al înfometării, adică hai să mergem la sală și să mâncăm un măr pe zi sau un iaurt. Totuși știm că asta împingem lucrurile prea la extrem și atunci tuturor fetelor care vin la sală le recomand să aibă acele minim 3 mese sănătoase, mese în care să conțină și proteină și carbohidrați, și partea de legume și fructul și gustările. Deci clar, noi avem nevoie de o bază energetică pentru a susține un anumit efort. Cu cât ea este mai diminuată, cu atât organismul va suferi mai mult. Poate nu acum, dacă organismul este tânăr, nu în plan apropiat, dar cu cât va înainta în vârstă, clar vor fi anumite consecințe și deloc pozitive. Deci, clar, partea de nutriție nu trebuie să o facem la modul haotic, nu la modul abuziv, și să o facem la modul echilibrat. Că, de fapt, asta urmărim printr-un stil de viață sănătos. Un echilibru între partea de ce mâncăm și ce putem arde. Un echilibru între astea două este esențial pentru a ne menține într-un anumit tonus, clar. Un tonus zilnic, o energie bună. Cam așa. Când e bine să faci, să-ți programezi ora de sport, hai să-i spunem așa, în ce parte a zilei? Clar că ideal ar fi ea să se desfășoare în prima parte a zilei. Este ideal pentru că noi când ne trezim, clar avem o altă forță, o altă energie, o altă putere de a începe o nouă zi. Suntem odihniți. Însă, pentru că toți suntem la joburi, da, și toți suntem implicați în fel și fel de activități, ne este imposibil să putem avea clasele în prima parte a zilei. Noi avem clasele după ora 17. Partea
bună este că facem mișcare și bifăm mișcarea în acea zi. Partea ușor negativă este că cu cât vom împinge orele mai târziu, cu atât noi vom rămâne mai activi și clar ora de somn va depăși, nu știu, 12 noaptea, pentru că noi rămânem în acea stare de hiperactivitate și fetele spun plec de la sală și mă apuc să fac curat și să fac de toate pentru că sunt foarte activă. Culmea, da? De la sală, după ce am depus efort și după ce deja am avut o zi plină, e ora 21 și ea e foarte activă. Deci tocmai ca să eliminăm că... din start, e important de știut, pentru că nu toată da, lumea clar. Știe că exercițiile, sportul nu te consumă, ci îți dă energia pentru alte activități. Ca să nu ne gândim că dimineața dacă facem sport, ne consumă ora respectivă, ne consumă energia și pe urmă epuizează, așa nu putem să ducem ziua. Deci, chiar aș recomanda din contră. Mi-e foarte drag de persoanele care merg la alergat dimineața și au acest timp. Da. Foarte, este foarte unde recomandat. Alergăm? Unde? Unde alergăm noi în oraș? La pistă, mai nou toată lumea alergă la pistă, mă bucur să văd în special partea de vară, ai văzut și tu că da. Seara este plin la pistă, dar ar fi bine să fie și dimineața, da. Pentru că acolo este un loc special amenajat pentru așa ceva, am putea să alergăm și în alte parcuri, dar... Iată că nu sunt locurile amenajate pentru așa ceva, poate oamenii nu au suficientă deschidere, nu știu, de a alerga, da, așa, un tur de oraș. Da. Știi, cum se tot aude pe afară, oamenii fac jogging și pun mare accent pe lucrul ăsta, fac mișcare în aer liber, yoga, pilates. Bine, acum... știi că dacă alergi și ești echipat, așa e frumos să vezi pe cineva făcând jogging, dar știi și treci pe lângă o haită de cățeluși prin centru. Da, e o problemă. Da, este o problemă. Să le mai spunem prietenilor noștri care ne privesc, de ce diferă suprafața pe care alergăm? Mergem în parcul Alei din oraș, să alergăm. Chiar sunt niște trepte acolo, poți să faci, să urci treptele repetat, da, exerciții. Alei sunt, să poți să alergi, sunt copaci, ozon și așa mai departe. Aici vreau să ne vorbești puțin despre suprafața pe care alergăm. Este foarte importantă pentru că ea cu cât este mai dură, cu atât impactul asupra gleznei, articulației, musculaturii noastre este mult mai dură. Deci... De aceea, în special, cei cu ceva kilograme în plus aleg întâi antrenamentul în sală pentru a da ceva kilograme jos și apoi se expun afară, pentru că imaginează-ți că avem suprafața dură și avem și ceva kilograme în plus, deja impactul pe articulații este destul de dur și ce faci? Vii, alergi o zi, suporți durerea încă 5 și deja apare lipsa de motivație, nu mai ai deschiderea de a face acest lucru. Și chiar lucru. Dacă te ambiționezi să continui, apare uzura articulațiilor. Da, și cu cât vârsta este mai înaintată, uzura este destul de mare și atunci... Și ce facem? Poate ceva să compenseze faptul că ne lipsește o suprafață, că na, până ajungi la stadion, dar cu ce ajungi? Că pe jos nu-ți vine, că e mult, cu mașina, nu știu, ce să zic, poate vrei să alergi prin parc. Cum compensăm? Sau putem să compensăm printr-un tip de încălțăminte? Sport? Un anumit tip? Nu este chiar un anumit tip, numai că talpa încălțării trebuie să fie cumva mai flexibilă pentru a da lejeritate efectorii pasului alergării, da? Nu trebuie să fie cea gen platformă, pentru că va crea un dezechilibru la nivelul gleznei. Nu trebuie să fie gheată, da? Pentru că alte sporturi ar recomanda partea de gheată, sunt alte contexte, dar la partea de alergat, un Adidas este foarte în regulă.
Cert este că eu aș recomanda această mișcare în aer liber, pentru că este clar un alt consum de oxigen, este altceva și trăită pe propria mea piele și trăită și spusă de cei care vin la sală și văzută, și văzută pe da, rezultate. Este clar că este bine să faci mișcare în aer liber, este cel mai bine de fapt. Însă, dacă nu se poate și vremea de afară nu ne mai ajută, clar vă așteptăm la sală. Așa este și vreau să te mai întreb ceva, pentru că eu am încercat așa mersul pe jos, n-am încercat mult că n-am încercat, dar am încercat și da, prinde. Și am citit că mersul pe jos în ritm alert poate să prindă chiar mai bine decât alergatul, dar bine, mers alert pe distanțe lungi. Da, este adevărat. S-au făcut și studii pe baza acestui subiect și știu că sunt instructori care au experimentat acest lucru, au dat oamenilor chiar la sală doar partea de mers alternat ca și ritm, da? Deci schimbarea ritmului, doar mers. Acolo eu merg cu acest concept în cazul persoanelor care au început, sunt abia la început, sunt începători, da? Și le recomand întâi mersul și pe urmă să treacă la o altă treaptă de efort. La persoanele care au ceva kilograme în plus, clar că le recomandăm mersul, indiferent cum, că în ritm alert, că acel număr de pași este bine făcut, este bine să-l facă pe zi. Față de nimic, clar că este bine să mergi. Este bine ca și acest dozaj al efortului să vină treptat. Adică tu, începătoare, este clar că eu ți-aș recomanda să mergi măcar câteva săptămâni pentru a intra într-un ritm. Deja o să constați că ai mărit distanța la câteva zile, că poți să mergi într-un ritm alert, aceeași distanță. Deci, clar, sunt câțiva pași pentru a trece de la această stare de sedentarism la partea de a fi activ. Da, așa este și pe lângă... Sau, reformulez. Care tip de exercițiu, că am vorbit, am stabilit cum e cu alergatul, cu mersul pe jos, pe distanțe lungi, care este tipul de exercițiu minune, care nu ne chinuie foarte mult, care ne antrenează toate grupele de mușchi, care ne fac să slăbim într-o săptămână? Glumesc, bineînțeles. Nu există minunea aceasta, dar există tipul de sport care ți se potrivește. Există sportul da. Pe care... Da. Cel mai bine este să începi să testezi. Te-ai hotărât să faci un sport? Începi să testezi către ce te-ai duce. Către un sport mai activ, către o parte de cardio mai intensă, către partea de forță, către o parte mai lentă, de Hai yoga, de pilates. Ce înseamnă așa ca o paranteză da. Cardio, să înțeleagă... Da, în tipul de efort cardio este acel efort susținut în care se crește pulsul, da? Da. Băgăm partea de alergare, de sărituri, acolo, cam acolo îl încadrăm și pulsul crește, rămâne acolo undeva, organismul intră în acea ardere și atunci... suntem fericiți că ne atingem obiectivul, ardem caloriile. Partea de antrenament cardio este recomandată celor care vor să piardă kilograme, da? Fie că sunt ele într-un număr mai mic, dacă fie că sunt cardio, într-un număr mai mare. Nu pierdem kilograme? Pierdem kilograme și dacă nu e cardio, însă pentru partea de ardere este nevoie de acest consum de oxigen. Consumul de oxigen se desfășoară în cantități mari, se desfășoară în antrenamentele de tip cardio. Îți spuneam că trebuie să alegi antrenamentul care îți place, care te reprezintă pe tine. Pe ăla o să fii motivată să vii să-l faci de două sau de trei ori pe săptămână. Altfel, o să vii odată, de două ori că-ți vine nu știu ce prietenă și mergeți împreună sau că ești tu pornită azi de luni începând să faci ceva, dar până vineri îți va trece și vei renunța. De asta cel mai bine este să veniți, să vedeți ce antrenament vă place, care vi se potrivește, ce instructor vibrează cu tine, că și asta contează, absolut. Modul în care vibrezi cu cel cu care lucrezi și atunci știi cum e transmiterea energie de la energie da. Către energie da. Și atunci
îți alegi locul singurel, clar se cerne tot în jur și rămâi undeva, într-un anumit segment de mișcare, ca să zic așa. Eu te-am văzut pe tine la antrenamente cu elevii. Da. Să le spun așa, nu, cu persoanele care vin la sală și merg pe kangu, merg pe aerobic, merg pe band, pe diverse exerciții individuale, doamnelor și domnilor, cot la cot, chiar dacă are ședințe, nu știu dacă se numește ședințe, pe zi, antrenamente cu grupe, cu, așa cum am spus, individuale, Corina e un izvor nesecat de energie, cot la cot face exerciții. De unde ție energia asta? Că totuși, serios. Cred că energia o iau de la oamenii cu care lucrez. Am eu gradul meu de energie și energia lor îmi dă o altă energie. Ei, de la oamenii cu care lucrez. La mine n-ai să găsești foarte multă energie dacă neapărat de una. Eu sunt sigură că nu știi ce zace în tine. De antrenament. Dar serios, ce mănânci? Până acum ceva timp recunosc că, ca și structură fizică, natura m-a înzestrat parțial cu un corp așa cum îl doream eu. Restul a fost 90% muncă, știi cum se zice, 10% ereditar, 90% muncă. Restul a fost muncă pentru că, asta spun, mi-am dorit să fiu un exemplu pentru cei de la clasa cu care lucrez. În tot acest timp am considerat că lucrând cu ei îi motivez. Dacă eu m-am oprit, s-a oprit jumătate din clasă și văzând acest lucru, am zis nu, eu trebuie să fiu în față tartorul, să trag tare și ele clar vor fi motivate și dacă mă vor vede pe mine că reușesc după încă 2 ore înainte, a treia, să o țin în același ritm, clar că și ele sunt motivate. Și clar, așa a fost. Chiar am sesizat că fetele tot timpul zic, dacă ești acolo în față, știm sigur că terminăm ora. Acum te întreb pentru că am vorbit cu mai multe persoane. Acum exagerez și eu puțin, mă duc într-o extremă ca și cum n-aș fi avut de... Da, am avut de-a face cu sportul și... mai cochetez așa din când în când, dar să zicem așa, ca un profan, am discutat cu oameni care chiar se țin de exerciții și poate e mult spus că se țin pentru că vreau să vă spun că mi-au spus așa, acționează sportul, da? Practicat pe termen lung, serios, regulat, acționează ca un drog, în sensul că poate nu e cel mai potrivit termen, dar simți nevoia să faci sport. Este adevărat. Vorbeam mai devreme despre acea dependență. Se creează o anumită dependență, se creează o anumită obișnuință și pentru că sportul, poate nu chiar în momentele în care îl faci, dar după îți dă o stare de bine, fiecare dintre noi umblă și aleargă după această stare de bine, da? Endorfinele care se elimină în timpul efortului. Endorfinele, așa, sursa fericirii, da? Hormonul fericirii. Da. Clar, toată lumea aleargă după așa ceva. Din acest motiv, cei care fac în mod sistematic, organizat și frecvent partea de sport, spun cum eu fac de 3 ori pe săptămână. Hai să mai adaug și pe a patra. Da, nici da. Aici nu trebuie însă să exagerăm. Nu trebuie să abuzăm nici de partea de sport, pentru că apare segmentul celălalt numit supraantrenament și atunci organismul se blochează efectiv, adică nu-ți mai dă rezultatele pe care tu dorești să le ai. Îl blochezi în ce sens? Îl supra-soliciți, îl supra-încarci tot timpul, făcând efort, ducându-l la o limită extremă, cedează musculatura, articulații, apar anumite disfuncții ale organismului în această stare de supra antrenament. De aceea recomandam de 2-3 ori pe săptămână sau acele 30 de minute. Dar noi cum facem câte o oră, este foarte recomandat să fie de 2-3 ori pe săptămână, în funcție de obiectiv. Există un obicei prost pe care
mulți și la un sușit, așa, într-un puseu din ăsta de vreau să arăt mai bine, intru pe Google și caut o dietă. De multe ori se creează efectul yo-yo, despre clar, care știe toată lumea, da, topești 3 kg și ai terminat dieta sau ai renunțat pe parcurs, se așează imediat 6. Vreau să te întreb dacă e valabil și în sport, pentru că e clar, intrând într-un proces din ăsta, da, practic sport regulat, metabolismul se accelerează, arderile devin, da, mai rapide, ceva ne oprește să mai să continuăm programul. Ne aflăm în aceeași capcană, adică n-am mai practicat și atunci efectul este ca la dietele. Te dietele la partea de mișcare genul. Acum. Da, la partea de mișcare. La partea de mișcare. Păi, cel mai bine este pentru a se desfășura pe o perioadă cât mai lungă, să fim tot așa, echilibrați și organizați. Adică să nu abuzăm nici de partea de mișcare, nici de partea asta legată de nutriție. Să nu ne luăm, de exemplu, intrăm pe net, pentru că e foarte accesibil acum orice tip de antrenament. Și mă apuc și fac și acasă, da? Și trag de mine în ultimul hal. Și în loc să-mi dea acea stare de bine, de fapt devine ceva chinuitor, ceva apăsător. Cel mai bine și cel mai recomandat lucru este să mergi la un specialist, desigur. De asta am și zis, trebuie să fac acest curs de tehnician nutriționist, pentru că oamenii vin și întreabă. Și de ce să dai o informație eronată și de ce să ai pe conștiință anumiți oameni sfătuiți greșit, în loc să îi sfătuiești conform unor științe studiate în mod normal. Partea asta de mișcare făcută necontrolat, neorganizat, făcută haotic, te poate duce în spital, te poate duce către doctor, te poate duce către lucrurile negative, te poate scoate din partea de antrenament, pentru că forțând, nu știu, genunchi, articulații, forțând foarte mult musculatura, asta depinde și de vârstă, de gradul de pregătire fizică. Clar, sunt foarte mulți factori de care trebuie să ținem cont, chiar și atunci când venim la sală. Poate să îi cerem sfatul instructorului și să-i spunem, noi până acum nu am făcut niciodată mișcare, ce ne recomanzi, care sunt pașii? Nu sărim așa direct într-o clasă foarte intensă și ne apucăm, de gantere și da, și după aceea, bineînțeles că o să spunem, cine sportul? Păi sportul m-a distrus, că uite ce mi-a făcut. Păi, logic că sunt consecințe. Aici, fiindcă a venit vorba, am văzut cazuri mediatizate în care antrenori nepregătiți sau cu o hârtie, nu știu, semnată de cine, au creat instructor pe bandă. Au creat instructor pe bandă, iar acești instructori creați pe bandă au produs victime în rândul oamenilor cu grave afecțiuni fizice. Și când spun grave, spun grave, care n-au putut fi reparate nici prin intervenții chirurgicale, nici prin nu știu ce exerciții de recuperare. Cum alegem? Cum o sală de sport trebuie să aibă, nu știu, cumva, nu mă pricep, dar întreb. Eu merg, îmi place mie sau mi este la îndemână să merg la o sală de sport din cartierul cutare. De unde îmi dau seama că este sala, nu ce mi-ar plăcea, ci ceea ce trebuie? Instructorul sălii spune foarte multe despre acea sală. Dacă dorești să ai o sală, dacă ai pretenții de la tine și dacă dorești să ai o sală cu pretenții pentru oamenii care îți calcă pragul, să fii sigur că ei vin pentru o viață sănătoasă, da? Nu să plece de acolo bolnav. Clar că partea asta de conștiință nu te lasă să nu ai instructori care merg la cursuri permanent, nu te lasă să ai oameni care au pe alții
Din păcate, și partea asta de, de nutriție și fitness a luat amploare la noi în țară și s-au scos efectiv instructori și nutriționiști pe bandă rulantă. Știm foarte bine că există un business la mijloc, da. Și atunci acel business nu a mai ținut cont de nevoile populației, nu s-au îndreptat către atingerea obiectivului și anume acela de a fi un om sănătos făcând sport și având o viață sănătoasă din punct de vedere al nutriției. Nu, s-au orientat strict către partea de business și atunci te-ai dus, ai fost o zi, două la un curs, ți-ai obținut acea hârtie precum spuneai, dincolo de faptul că tu ești din afara contextului, poate nu ai terminat o facultate de educație fizică și sport, deci tu nu știi absolut nimic, dar vii și preiei un om care poate are ceva probleme serioase, Doamne ferește, de sănătate. Vinzi o iluzie. Exact. Și tu ești liniștit că banul tău a intrat în buzunar, însă ar trebui să te gândești că lucrul ăsta este clar că nu are cum să țină. Adică poți să rămâi pe această piață cu cât ești mai informat, mai instruit, cu cât faci cu drag ceea ce faci, de asta rămâi acolo. Pentru că altfel te pierzi în orice context. Dacă nu l-ai făcut acolo să pui gramul ăla de iubire și de dragoste în ceea ce faci, este clar că nu. Dacă ai pus gramul de iubire și de dragoste, este clar că ai pus și partea de conștiință. Este clar că tu te-ai dus permanent la instruiri. Este clar că tu ai vrut să fii un om informat, de la oameni avizați să îți predea anumite lucruri. Și nu vii în sală doar pe baza acelei hârtii și doar să poți face niște bani. E permis un astfel de tip de business, pentru că eu am fost odată la o sală și erau aparate pe care chiar n-am ghicit cum le pot folosi, cum mă pot folosi de ele. Este obligatoriu ca fiecare sală să aibă un instructor și mai mult decât atât un supraveghetor instruit să, este clar, să nu-ți prinzi mâinile, este picioarele clar pe acolo, este obligatoriu. Este obligatoriu. Atunci, de ce ai deschis acest business dacă tu nu ai un instructor care stă printre oameni, care le arată oamenilor cum să aibă o postură corectă în executarea anumitor exerciții? Clar că lucrul ăsta ar trebui să fie exact ca la partea de farmacie, da? Doar doamnele care au terminat în domeniu pot vinde acolo, pot recomanda, da? Nu poate să vină cineva care vinde flori să poată recomanda medicamente. Așa și la noi. Nu poți să vii tu care nu ai făcut niciodată sau dacă ai făcut, ai făcut strict pentru tine, dar nu te-ai dus să te instruiești, dar nu te-ai dus să înveți, să dai niște examene pentru așa ceva, pentru a ști sigur dacă poți să ții baza unei săli. Cred că oamenii care au acest business, indiferent că orașele sunt mari sau mici, ar trebui să se gândească la acest lucru, ar trebui să știe că sala o ține instructorul. Și instructorul este cel care trebuie să fie informat și cel care trebuie să fie instruit și, până la urmă, cel care trebuie să aibă tot timpul un vibe pozitiv, că mă întrebi de unde atâta energie. Da, păi cum de unde atâta energie când eu știu că tu vii la mine cu sufletul deschis să fii mai sănătos, să arăți mai bine. Eu ce ar trebui să fiu, tristă și posomorâtă? Nu. Ar trebui să zic bravo și mă bucur că m-ai ales pe mine să îți fiu alături în drumul ăsta către un stil de viață sănătos și să pot să fiu capabilă să îți recomand exact ce trebuie. De ce vin, vorbim despre fete, despre doamne, pentru că băieții știm de ce merg la sală, nu, să-și facă, să-și așeze, să-și umfle pachetele de mușchi. De ce vin fetele, doamnele la sală? Așa, din ce ai văzut tu, ce ai simțit, ce ți-au spus, să se întrețină pentru un stil de viață sănătos sau să fie mai frumoase? Clar că partea asta de femei vin în primul rând pentru a se simți bine în pielea lor, pentru a fi mai cât frumoase. Cât de preocupate mai sunt doamnele, domnișoarele de aspectul lor, că na, ne machiem, ne mai ne îmbrăcăm cu o haină, cu nu știu ce, da, și asta, da. Un trup tonifiat, lucrat. Se vede de la distanță, sigur, nu? Prin chiar orice, și printr-un sac.
Exact, eman lucrul ăsta. Păi, din sondajele, ca să spun așa, de-a lungul anilor, doamnele vin pentru că le place, pentru că se simt bine. Partea asta de a fi fericit în pielea ta e și să te simți bine la ora aia, da? Tragi de tine puțin, că na, este efort fizic. Implică și ceva transpirație, implică și ceva efort pentru a arăta bine, dar ele vin în primul rând să se simtă bine. Este ora aia a lor. De asta trebuie să-ți faci loc și timp pentru ora aia pentru tine. Ora aia, o oră pe zi, două ore pe zi, pe săptămână, pe... Cum e? Așa, să nu fie nici, știi, nu suntem niște sportivi cu toții, dar să fie așa, în limita care să te mențină acolo, unde trebuie. În limita de menținere, clar că de două dăți pe săptămână este suficient. Da. Acolo unde nu sunt de dat multe kilograme și e doar de tonifiat, doar să știu eu că am făcut mișcare și mă simt bine în corpul meu. Clar că ce e pentru partea de dat kilograme jos și de a arăta cumva, așa încât eu să mă simt bine în pielea mea, implică cam de 3 ori pe săptămână. Ți-am spus, nu abuz, nu 6 dăți din 7, dar de 3 ori pe săptămână poți să fii împăcată că ai făcut lucruri pentru tine. Da, și în opinia mea valorează mai mult decât orice. Doar că trebuie găsită resursa aia interioară, gata și hotărârea, am plecat, am... pe segmente așa sau pe tipuri de mișcare, care este cel mai indicat, care nu implică, nu știu, uite, haide să demontăm un mit, că am înțeles că totuși e un mit, că dacă faci kangoo jumps, păi îți dăunează la coloană, la articulații, la... Unde se opresc indicațiile și unde apar contraindicațiile? Pentru că asta a început să crească. Dacă am pornit mitul de la kangoo jumps, atunci spun că sunt instructor din 2010, suntem în 2019, sunt în regulă, sănătoasă, nu am nicio problemă la spate, slavă Domnului. Dacă vorbim despre ce parte aș recomanda-o, este clar că trendul în sport se duce către mișcarea cu greutatea propriului corp. Pentru a nu pune, tocmai pentru a nu pune presiune pe articulații, pe, da, a nu crea exact acel grad de uzură. Să... Da, da? Da. Adică sporturile au fost ușor scoase, acele sporturi care duc către un grad foarte mare de uzură. Pentru că vrem să facem sport cât mai mult timp, vrem să lungim durata, adică să ne ducem, nu știu, Doamne ajută, în 70-80 de ani avem exemple de oameni care fac mișcare și la această vârstă și atunci nu abuzăm, da? Și ca să nu abuzăm, ne ducem și noi către actualul trend, către yoga, către pilates. Yoga. Da. În Giurgiu. Da. Noi am adus acum clase de yoga. Serios? Da. Au venit către sala noastră și instructori de la București care și-au dorit să țină clase de yoga și cu cea mai mare plăcere am acceptat această provocare pentru că yoga este un sport, dacă îl putem spune sport, pentru că îl putem duce și în partea spirituală și în partea sportivă, dar este un mare beneficiu. Partea de afară știm foarte bine, mari actori, mari sportivi, toți apelează la yoga pentru tehnicile de respirație, pentru tehnicile de relaxare și nu numai, da? Îl putem duce într-o parte ușoară și într-o parte foarte grea, acele asane mai complicate. Ce înseamnă? Nici eu nu mă pricep foarte bine, asane. Nu am acest curs, sunt anumite posturi din yoga. Da, am zis că o să particip și eu și am zis că o să merg la curs, tocmai pentru că vreau să-mi prelungesc durata, să mă duc și la 80 de ani și să țin clase. Dar mergem și recomand sporturile care nu împun în pericol, în primul rând, sănătatea. Da? Dacă la kangoo jumps pot veni persoane
de toate vârstele, toate greutate, orice tip de greutate, spun că cele care au spondiloză cervicală nu li se recomandă acest lucru și nu am recomandat niciodată. Atunci când cineva intră la tine în sală, clar îl întreb dacă are ceva probleme de sănătate și atunci îi recomanzi un anumit tip de mișcare. El vede dacă se regăsește în el sau nu. Noi așa practicăm la noi la sală. Care este cel mai accesibil tip de mișcare? Revin la... Da? La îndemână, adică când spui yoga, vezi așa, nu știu, stretching, nu? Sau așa îmi imaginez eu, da? Fără mult efort, fără mult... Nu știu, despre ce e vorba în yoga? Efort sau concentrare? Și. Asta depinde de instructor. De obicei, instructorii își fac clasele, nu doar la yoga, la majoritatea claselor, în funcție de oamenii prezenți în acel moment. Adică dacă la partea de yoga sunt persoane care au nevoie de o detensionare, de o ieșire dintr-o stare de stres, clar că se merge pe acele tehnici de respirație și atunci fiecare... Ne ajută să slăbim? Nu știu dacă vă ajută să slăbiți neapărat. Respirând într-un fel? Nu am de unde să știu acest lucru, pentru că nu pot emite păreri atâta timp cât eu nu practic așa ceva. Dar sunt multe alte sporturi care te ajută să slăbești. Ăsta știu sigur că te ajută să ieși din anumite stări de stres sau să faci față anumitor stări de stres. Așa că e foarte benefic tuturor partea de yoga. Ai spus de un sport accesibil. Păi, dacă spunem că nu vrem să mergem la sală și să dăm bani, putem să mergem să alergăm, putem să mergem pur și simplu, putem să facem mișcare în aer liber, să ne facem noi așa un programel, dar întotdeauna câteva păreri avizate de la un instructor, măcar de la un profesor de sport, este bine să ținem cont de acest lucru, este bine să nu începem niciun fel de mișcare fără partea de încălzire, care este baza, și să nu îl terminăm fără partea de stretching. Astea, clar, sunt două elemente esențiale în orice tip de antrenament, fie că el este cu bani sau fără, fie că e în sală sau afară. Noi am cam ajuns la finalul emisiunii. A trecut foarte repede și aș fi avut atâtea întrebări să-ți adresez, dar ne mai întâlnim. Cu mare plăcere. Ce îi sfătuiești pe cei tineri, pe adolescenți, în legătură cu sportul, cu aceste momente doar ale lor și cum îi facem să conștientizeze că asta este investiție pe termen lung? Bine, acest lucru se pornește de la educația de acasă, se continuă cu educația de la școală, apropo de educația fizică, și mai departe trecem la educația în sala de fitness. Ce îi sfătuiesc? Îi sfătuiesc să încerce cea mai frumoasă dependență, și anume dependența de mișcare. Dacă ar încerca-o, ar vede beneficiile, ar simți pe pielea lor beneficiile și ar ști sigur că toate beneficiile astea sunt doar duc către un unghi pozitiv, pentru că duc către un stil de viață sănătos. Poate că și noi, prin intermediul televiziunilor, ar trebui să organizăm, nu știu, emisiuni, evenimente care să promoveze sportul și care să-l ducă, să-l impregneze acolo. Văzând în mod repetat un lucru, poate chiar te tentează să te duci către el și să-l încerci, măcar de curiozitate. Deci, din tot sufletul, recomand tuturor această dependență de mișcare. Da, ar fi bine să ne însușim cu toții îndemnul tău. Te întreb, este ultima întrebare, se mai practică în școli? Se practică, nu știu, da. Sau orele de educație fizică sunt așa cum ar trebui să fie? Orele de educație fizică urmăresc o anumită programă. Programa este și generală și nu, da, fiecare copil are nevoie de ceva anume, dar măcar de întreținere
Noi zicem că partea asta, generația, eu și colegii mei de educație fizică, am, să zicem că ne facem datoria la modul că facem și lucruri conform programei, pentru că avem o programă școlară pe care trebuie să o urmăm, da? Dar încercăm să-i atragem pe copii și prin diferite jocuri, mai nou, nu știu, de exemplu la noi la școală, mai nou avem rugby tag, un alt tip de mișcare, da? Să-i ducem către alte sporturi. Acum mergem la instruire pentru oină, de exemplu. Adică da. Dus către alte laturi. Poate este cine clar știe? Că punându-l pe copil să alerge, să dea ture de sală sau de teren sportiv, nu știu ce șanse ai să-l atragi. Dar prin joc, da, poate l atragi către sport, exact. Sau un joc care implică multă mișcare. Corina, îți mulțumesc pentru prezența în platou, te mai aștept. Cu mare te mai aștept, poate chemăm și un elev de-al tău, nu știu, elev sau un exemplu viu așa, da, să, da, da. Să ne spună cum a căpătat această dependență, da, care te face sănătos în primul rând și nu în ultimul rând mult mai frumos. Mulțumesc pentru prezența în platou, te mai aștept cu și mare cu altă drag. Ocazie, doamnelor și domnilor, nu uitați, pentru sănătatea dumneavoastră, 30 de minute de mișcare în fiecare zi, pentru frumusețea dumneavoastră, 2 ore pe săptămână. Atât pentru această seară, vă mulțumesc că ați stat alături de noi. Rămâneți cu TV Giurgiu, numai bine!